Trei autospeciale au fost primite zilele trecute de Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Acestea sunt folosite de oamenii legii pentru verificarea traficului rutier. Prin dotările moderne pe care le au, polițiștii pot interveni mult mai rapid la orice eveniment. Noile autospeciale ale Poliției Rutiere au fost achiziționate conform solicitărilor Inspectoratului General al Poliției Române. Acest tip de mașină sprintează de la 0 până la 100 de km la oră în numai 7,7 secunde și poate rula cu până la 230 de km pe oră. Și Iașul a primit 3 astfel de mașini care vor fi prezentate la acțiunile polițiștilor rutieri. Trei autospeciale de poliție au fost repartizate către Inspectoratul de Poliție Județean Iași, una către Biroul Rutier Iași, una către Biroul Rutier Pașcani și una către Serviciul Rutier. Acestea vor fi folosite în munca de poliție rutieră pentru verificarea și controlarea traficului rutier. De asemenea, vor fi folosite în intervenție pentru apelurile de urgență la 112, când este sesizată comiterea anumitor infracțiuni, iar prezența polițiștilor într-un timp scurt este necesară. Chiar azi dimineață, o astfel de autospecial a participat la o acțiune rutieră în centrul orașului. Este o acțiune în cadrul biroului rutier. Și asigurarea autoturismului dumneavoastră, vă rog frumos. Mă bucur. O zi frumoasă, să aveți, la revedere. Multă grijă! Autospecialele vor interveni mai ales atunci când șoferii nu opresc la semnalele polițiștilor. Cele mai întâlnite situații sunt atunci când conducătorii auto se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.